Necazul unui agricultor din Iași a devenit bucuria turiștilor. Omul a plantat un teren cu mazăre, însă toată cultura a fost compromisă de o plantă parazită, macul. Florile de un roșu aprins au devenit însă un magnet pentru fotografii profesioniști și aduc aici clienții care doresc să-și impresioneze prietenii cu fotografii realizate într-un decor, așa cum vedeți în spatele nostru, deosebit. Nu la mine, în depărtare privirea, în spatele meu undeva unde îți arăt acolo. Alexia se bucură de prima ședință fotoprofesională primită în dar de ziua ei de la părinți. Abia așteaptă să se laude pe Facebook cu pozele din lanul cu maci. Este foarte frumos aici și foarte multe culori și arată pozele mult mai frumos decât oriunde în altă parte. Am zis că odată pe an se poate veni la maci, așa, adică peisajul ăsta nu e în fiecare zi. Și nu-i singura care a ales să facă fotografii pe covorul roșu al naturii. Cum ședințele foto din sezonul rapiței au fost sabotate de starea de urgență, nu-i de mirare că lanul cu maci este plin de oameni. Am avut două familii cu copii și mai mari și mai mici și mai tineri, cum e și Alexia, cum adolescenți care vor să fie deosebiți pe rețele de socializare. E ceva inedit cu macii ăștia atât de mulți într-un loc. Și nu doar cei care și-au programat o ședință foto vin aici pentru o fotografie pe care să o aibă amintire, ci și toți cei care trec prin zonă și văd cât de frumos este lanul cu maci. Ce loc mai bun să-ți faci un selfie dacă nu aici. Peisajul i-a cucerit pe copii. De unde vii tu? Din Danemarca. Cum ți se pare locul? Frumos. Merită mai frumos ca în Danemarca? Da. Păi de ce? Sunt mai multe floricele. În realitate, aici a fost plantată mazăre, iar macul este practic un parazit. Cei care dețin această parcelă ne spuneau că și anul trecut au avut maci aici crescuți, însă în niciun caz atât de mulți. Necazul proprietarului s-a transformat însă în bucuria trecătorilor și a turiștilor. Lanul cu maci se întinde pe 10 de hectare și se află în comuna Vlădeni, la 40 de kilometri distanță de Iași.